Vreau să vă dezvălui o fărâmă din taina vremii pe care o parcurg. Ca să vă numiți între oameni înțelepți, care au știut prețui durarea la vremea potrivită și au rămas numărați tăiceată istorie. Pentru cel ce mă caută cu sinceritate, viu sunt și viu voi rămâne, zice Domnul. Voi așeza de jur împrejurul lui un scut protector, care se va roti pe toate părțile să lucreze protecție specială. Va lucra o clădire la nivel de trup, va lucra o clădire la nivel de duh al minții, va lucra o clădire în fiecare domeniu, cu mult mai mult decât știți prin ce pe voi am. Aleluia! Va lucra o clădire asupra influențelor transmise prin văzduh, va lucra o crotire împotriva influențelor transmise prin viu curaj. Va lucra o crotire pentru rămânerea în ascultare. Da, scutul meu de apărare, rotindu-se de jur împrejur, va cuprinde toate ariile de activitate pe orice lungime de om. Cere o astfel de încercuire de o crotire. Fiecare îndreptul. Pentru că se vor amplifica presiunile exercitate asupra celor ce au de făcut alegeri. Și atât vor fi de presante încât mulți, mulți, foarte mulți vor ceda. Fără să-și dea seama că în lăitura ce o așează, ies din area de ocrotire și își isălește înșiși sentințele pădării. Pentru că e vremea legii, pentru că e vremea în care presiunile exercitate vor fi din ce în ce mai presante. Voi fiți oameni înțelepți. Cereți în dreptul vostru, în dreptul caselor voastre, acea oprotire amplificată care lucrează la toate nivelele. Și apoi la dreptul vostru, trâmbițați această lucrare pentru cei ce au vechi auzit. Să ceară oprotirea și să rămână oprotirea mea. Și acum unde e oprotirea mea? Nici o altă oprotire omenească nu necesară, zice Domnul Măi. Și niciun alt procedeu de protecție nu mai este necesar. Pentru că oprotirea mea își dovedește valoarea cu mult mai mult decât puteți pricepe voi astăzi la clipa în care vă vorbesc, zice Domnul. Amin.